Vineri la ora 14 va debuta cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional de Interpretare Delfinul de Aur de la Năvodari. Evenimentul inițiat și organizat de Palatul Copiilor Baia Mare împreună cu partenerii săi a adus în micul oraș de la Malul Mării mai bine de 70 de interpreți români și străini din 20 de localități din România, Bulgaria, Rusia, Belarus, Republica Moldova, Italia și Belgia. Ieri am aranjat decorurile, scenografia, sunetul, sala este pregătită. Astăzi vom avea repetițiile finale ale soliștilor, ansamblurile coreografice, ansamblul al Palatului Național al Copiilor, coregrafe Aura Ghica și Mădălina Teodorescu, ansamblul galactic din Baia Mare, cu Mădălina Mare instructor și George Pop. Vor fi prezenți în gală și dansăușii de la Palatul Copiilor Baia Mare cu Maria Seraz. Elevii se vor întrece în cadrul a două spectacole concurs care vor avea loc la orele 14 și 17. Interpreții se vor lupta pentru cele trei trofee care vor fi oferite la acest concurs. Trofeul de platină, trofeul de aur și trofeul de argint. Valoarea premiilor depășește anul acesta suma de 20.000 de lei. Locația este una deosebită, glamuroasă, elegantă, în sala de evenimente Scoi Calen, de unde vom și transmite în direct pentru băimăreni acest festival foarte frumos, de asemenea și gala, care va fi în 2 iulie orele 16, când vor urca pe podium câștigătorii și vor primi bine meritatele premii. Gala festivalului va avea loc sâmbătă 2 iulie de la ora 16. Mai trebuie spus că juriul este format din 13 membri, printre aceștia aflându-se artiștii Mihai Constantinescu și Nagoale, dar și compozitorii Mihai Alexandru și Horia Moculescu. Teleplus Maramureș este partener media al evenimentului și va transmite a 14-a ediție a festivalului.